șeful Comisiei SRI, replic pentru Klaus Iohannis în scandalul momentului, ce se întâmplă cu legile siguranței naționale video? Edit nou scandal între presubliniere dintele Klaus Iohannis sublinierei cei din coaliția majoritară. Șeful statului a lansat un avertisment dur la adresa celor de la PSD-ALDE care vor să modifice legile securității naționale. Șeful Comisiei Parlamentare de Control a SRI, Claudiu Manda, i-a dat replica lui Klaus Iohannis. Manda spune ce nu a văzut nici o critică în ce a spus subliniere șeful statului sublinierei ce aceste legi trebuie schimbate pentru ce sunt de sublinierei te. Foarte important să vedem dificultățile cu care se confruntă SRI. Vom invita la comisie pe oricine vrea să aduc modificări la această lege. Trebuie adaptat legislația. Nu am văzut în acest sens declarația presubliniereintelui. Să vedem ce au voie sublinierei, nu au voie oamenii din serviciile de informații. Să fie foarte clar legea, a spus Manda.